Bun găsit! Dragii mei, în cadrul acestei ediții am să discut aspectele celeste, astrale, ce vor avea loc în săptămâna luni 3, duminică 9 iunie 2024. Luni. Evenimentul astral esențial este redat de conjuncția lunii cu planeta Marte de pe zodia Berbecului. Acest marcaj astrologic ne vorbește de stres, nervozitate și pericole. Berbec. Aștrizile vă relevă cumva mai aspri, dificili și combativi. Este foarte important să vă controlați emoțional mai eficient și să nu răbufniți. Puteți atrage și unele energii mai primejdioase asupra dumneavoastră. Taur. Vă puteți resimți cumva mai obosiți, vulnerabili și dezenergizați. Ocrotiți-vă mult mai atent de starea de sănătate. O femeie mai în vârstă și mai dură vă poate dușmăni pe ascuns. Gemeni. Din nefericire, puteți avea parte de o ceartă mai urâtă cu o prietenă mai netate. Totodată, planurile dumneavoastră de viitor pot cunoaște unele complicații destul de serioase. Rac. Vi se preconizează un risc ceva mai semnificativ de conflicte cu șefii. Nu luați mari decizii profesionale în această zi. Totodată mai poate interveni un risc de ceartă și în relația cu părintele de gen opus. Leu. Puteți manifesta unele importante carențe în plan etic în această zi, fiind mare nevoie să fiți ceva mai corecți, onești și drepți. Nu aveți, în nicio formă, o zi prielnică pentru călătorii în străinătate. Fecioară. Din păcate, vi se preconizează un risc ceva mai sever de accidente, așadar fiți mult mai grijulii. Totodată, ar cam fi indicat să evitați să vă îndatorați semnificativ în plan financiar. Balanță. Căutați să calmați din fașă orice potențial conflict ivit în viața de cuplu. Nu aveți parte de o zi favorabilă nici pentru afaceri, contracte, târguieli, negocieri, înțelegeri și soluționări de litigii. Scorpion. Puteți resimți unele probleme de sănătate destul de grave. La locul de muncă puteți întâmpina unele evenimente destul de aprige și radicale. Încercați să fiți ceva mai echilibrați și calculați în relația cu colegele de la job. Săgetător. Veți avea o zi destul de turbulentă sub raport sentimental amoros. Evitați să intrați în conflicte mai dure cu persoana dragă. Totodată vi se mai pot prezenta și unele cazuri semnificative legate de proprii copii. Capricorn. Din nefericire puteți cunoaște divergențe destul de urâte în relația cu o femeie mai vârstnică din familie. Nu este o zi de bun augur nici pentru munci legate de casă. Mai puteți resimți și o stare afectivă cumva mai iritabilă și arțăgoasă. Vărsător. Astele vă relevă cumva mai stresați, irașibili și impulsivi. Nu aveți o zi fastă nici pentru studiu, evaluări și drumuri. Mai puteți primi și o veste mai neplăcută despre sau de la o femeie mai matură. Pești. Puteți avea parte de unele neajunsuri sau pierderi semnificative sub raport financiar bănesc. Totodată vă puteți arăta și cumva mai puțin capabili și competenți în această zi. Marți. Evenimentul celest reprezentativ este oferit de conjuncția lui Mercur cu Jupiter de pe zodia Gemenilor. Această poziție astrală ne vorbește de istețime, înțelepciune și receptivitate intelectuală. Berbec. Astfel vă arată cumva mai înțelepți și mai onești sub raport mental-intelectual. Este o zi foarte bună și pentru studiu și evaluări. Puteți primi și o veste mare. Taur. Vă veți arăta mult mai talentați, abili și capabili, fiind apreciați și admirați pentru aturile dumneavoastră. Totodată vi se mai întrevede și un potențial succes financiar chiar extraordinar. Gemeni. Astfel vă arată mai isteți și zglobii, precum și mai înțelepți și echilibrați. Veți avea parte de o zi dinamică, una plină de evenimente interesante și aventuroase. Rac. În această zi puteți avea parte de o specială revelație spirituală, ori doar intelectuală. Totodată, astfel vă arată și cumva mai profunzi și misterioși. Leu. Puteți câștiga prietenia unei persoane deosebite, de la care veți avea foarte multe de învățat. Totodată, este o zi cu noroc pentru a vă realiza planuri de viitor ambițioase. Fecioară. Vi se relevă o zi de mare succes sub raport profesional-social. Veți fi vorbiți de bine în societate și veți fi foarte admirați pentru meritele și reușitele dumneavoastră. Balanță. Aștrizile vă arată ceva mai cult și la final sub raport mental-intelectual. Puteți primi și o veste fericită de la mare depărtare. Este o zi cu noroc și pentru drumul și călătorii scurte. Scorpion. Veți beneficia de protecție aproape divină împotriva marilor accidente. Totodată mai puteți rezolva cu brio și o chestiune importantă ce ține de un împrumut ori de o restituire. Săgetător. Veți avea parte de o zi extrem de loială și de satisfăcătoare în viața de cuplu. Totodată vi se arată și foarte mult succes în cele ce țin de afaceri și treburi de ordin legal ori litigios. Capricorn.
vi se preconizează o zi deosebit de productivă și împlinitoare la locul de muncă. Totodată vi se mai prezintă și o remediere majoră în cele ce țin de sănătate. Vărsător. Astfel vă relevă o zi minunată în amor și în cele ce țin de distracție și de recreere. Totodată veți fi și ceva mai popular și mai radianți. Este o zi avantajoasă și pentru speculații de ordin financiar. Pești. Raporturile cu membrii familiei se vor arăta deosebit de armonioase. Este o zi de bun augur și pentru mari schimbări și munci legate de ipostaza domestică. Miercuri. Evenimentul celest major este oferit de conjuncția planetei Venus cu Soarele de pe zodia Gemenilor. Această poziție astrală ne vorbește de fericire, eleganță și armonie. Berbec. Veți relefa o judecată luminată și înțeleaptă. Comunicarea cu anturajul se va realiza într-un mod mai eficient și constructiv. Puteți primi și o veste foarte bună. Taur. Vi se relevă o zi deosebit de fastă în plan bănesc financiar. Totodată, aștrii zilei vă arată și cumva mai talentați, capabili, abili și competenți. Gemeni. Veți fi mai veseli, optimiști și entuziaști. Totodată, astfel vă arată și mult mai carismatici și mai de succes. Veți atrage evenimente încântătoare asupra dumneavoastră. Rac. Divinitatea vă va ocroti într-un mod cumva mai evident în această zi. Vi se mai relevă și o remediere splendidă în planul sănătății. Veți fi și ceva mai imaginativ și creativ. Leu. Puteți câștiga prietenia sau protecția unei persoane foarte bune pentru viața și destinul dumneavoastră. Vă mai puteți realiza și unele planuri de viitor foarte ambițioase. Fecioară. Vi se preconizează o frumoasă reușită profesională. Raporturile cu șefii vor fi foarte bune. Totodată, astfel vă mai relevă și un câștig înalt în privința reputației. Balanță. Veți fi cumva mai culți, meditativi, etici, explorativi și largi ca și vederi intelectuale. Aveți parte de o zi optimă și pentru călătorii spre meleaguri străine. Vă mai puteți reforma și stilul de gândire de judecată. Scorpion. Vi se relevă o protecție aproape miraculoasă împotriva marilor accidente. Totodată mai puteți rezolva cu brio și o chestiune ce ține de un împrumut, de o restituire, ori de un ajutor financiar generos. Săgetător. Veți avea parte de o zi cu multă dragoste, tandrețe și romantism în viața de cuplu. Totodată vi se arată indicii pozitive legate și de relaționarea generală cu cei din jur. Capricorn. Aștezile vă preconizează o remediere înaltă în planul sănătății. Totodată, la job, relațiile cu colegii vor fi fericite. Aveți o zi cu noroc și pentru munci importante legate de ipostaza domestică. Vărsător. Vi se arată o zi de mare succes în ceea ce ține de viața amoroasă. Veți fi și mult mai populari, admirabili și carismatici. Este o zi cu noroc și pentru concursuri și întreceri. Pești. Veți avea parte de evenimente minunate în sânul familiei. Este o zi bună și pentru achiziții pentru casă. Totodată, astfel de zile vă arată și cumva mai visători, nostalgici, idealiști, romantici și sentimentali. Joi. Evenimentul astrologic central este oferit de conjuncția lunii cu soarele de pe zodia Gemenilor, marcând fenomenul de lună nouă. Această poziție astrală ne vorbește de noutăți, schimbări și reforme. Berbec. Veți comunica într-un mod mult mai convingător și interesant. Mai puteți primi și o veste destul de importantă. Nu este, însă, o zi de bun augur pentru învățătură sau memorare. Veți avea parte de succes la drumuri scurte. Taur. În această zi vă puteți descoperi unele talente, abilități, capacități sau competențe foarte speciale. Totodată vă puteți găsi și o nouă sursă de venit financiar. Gemeni. Astfel vă arată renoiți, proaspeți și cumva și purificați. Este o zi chiar de foarte bun augur pentru a încerca unele schimbări fundamentale în viața dumneavoastră. Rac. Vi se relevă o bună regenerare și echilibrare de ordine emoțională untric. Mai puteți încerca și să renunțați la vreun viciu ori la vreo patimă. Leu. Puteți câștiga prietenia sau protecția unei persoane foarte importante pentru viața și destinul dumneavoastră. Aveți o zi fastă și pentru reuniuni și întâlniri de grup. Vă mai puteți dezvolta și un nou ideal în viață. Fecioară. Este o zi de foarte bun augur, mai ales pentru cei nativi care realizează în această perioadă mari schimbări profesionale. Vi se mai relevă și o consolidare forte în planul imaginii publice. Balanță. Aveți parte de o zi norocoasă pentru călătorii în străinătate, îndeosebi spre meleaguri pe care nu le-ați mai vizitat până la acest moment. Este o zi potrivită și pentru a vă dedica unor cercetări de ordin intelectual sau chiar și spiritual. Scorpion.
puteți rezolva cu succes o chestiune ce ține de un împrumut sau de un ajutor financiar. Din păcate, vi se prezintă și un risc mai semnificativ de accidente, așadar fiți ceva mai prudenți, vă rog. Săgetător. Deosebire susținuți astrologii vor fi îndeosebi acei nativei zodii care încep astăzi o nouă relație de cuplu. Este o zi foarte prielnică și pentru aceia care se lansează într-o nouă afacere sau întreprindere. Capricorn. Puteți resimți o schimbare majoră în planul sănătății. La locul de muncă, foarte probabil, veți întâmpina situații și posturi noi. Este o zi de bun augur și pentru activități domestice. Vărsător. Este posibil chiar să vă îndrăgostiți în această zi. Este o perioadă foarte favorabilă, mai ales pentru doamnele, ce își doresc cu ardoare un copil. Pești. Foarte avantajați astral vor fi îndeosebi acei nativei zodii care se mută astăzi la casă nouă. Este o perioadă de bun augur și pentru a vă reforma raporturile cu familia. Vineri. Unghiul astral dominant este redat de cuadratura lunii de pe Gemeni cu planeta Neptun de pe Pești. Această poziție celestă ne vorbește de încurcături, confuzii și ciudățenii. Berbec. Puteți comunica într-un mod mai puțin eficient și elocvent. Nu este o zi indicată nici pentru studiu, evaluări și călătorii. Mai puteți relefa și o stare psihică cumva mai neașezată, tulburată. Taur. Vi se pot releva unele mici probleme legate de bani, de resurse. Un prieten bun al dumneavoastră poate intra într-o încurcătură destul de curioasă. Gemeni. Astfel vă arată cumva mai inconstanți, instabili și mofturoși. Încercați să fiți ceva mai disciplinați, stabili și pragmatici. Nu luați decizii majore sub raport profesional. Rac. Puteți resimți o stare emoțională cumva mai tensionată, agitată și confuză. Încercați să vă mai relaxați și odihniți. Din păcate, nu aveți o zi cu noroc nici pentru drumuri mai lungi. Leu. Vi se pot relefa unele mici neînțelegeri în relația cu o prietenă mai netate. Totodată vi se mai arată și un risc mai semnificativ de accidente cumva mai ciudate, așadar fiți ceva mai atenți. Fecioară. Așteptările vă preconizează o zi mai puțin propice sub raport profesional și social. Nu aveți, sub nicio formă, o zi pozitivă pentru afaceri mai importante. Balanță. Puteți primi o veste mai nefavorabilă despre sau de la o femeie mai în vârstă, de la mare depărtare. Nu aveți parte de o zi cu noroc nici pentru lungi călătorii. Mai puteți avea parte și de unele probleme de sănătate cumva mai neobișnuite. Scorpion. Puteți resimți o stare de spirit cumva mai volatilă și frământată. Nu este o zi indicată nici pentru împrumuturi. În dragoste vă puteți aștepta la unele evenimente mai stranii. Nu este o zi de bun augur nici pentru speculații financiare. Săgetător. Din nefericire vi se pot relefa unele ipostaze mai dezamăgitoare în viața maritală. Nu este o zi fastă nici pentru treburi de ordin practic și pragmatic. Este o zi cam nepotrivită și pentru munci legate de casă. Capricorn. Puteți întâmpina unele mici dificultăți în relația cu o colegă mai matură de la locul de muncă. Totodată vi se mai pot relefa și unele minore probleme de sănătate. Fiți ceva mai clar și mai tranșanți în comunicare. Vărsător. Vi se pot relefa unele mici probleme în viața romantică. Nu este o zi cu spor nici pentru speculații de ordin financiar. Încercați să fiți mult mai organizați și raționali când vine vorba de gestionarea banului. Pești. Fiți ceva mai grijulii în relația cu o femeie mai matură din familie. Totodată mai puteți resimți și o stare afectivă cumva mai abătută și anxioasă. Totodată astfel vă arată și cumva mai hipersensibil, oscilanți și idealiști. Sâmbătă. Unghiul ceresc marcant este redat de cuadratura lui Venus de pe Gemeni cu Saturn de pe Pești. Acest aspect astrologic ne vorbește de probleme în cuplu, ranchiună și prost gust. Berbec. Este posibil să primiți o veste mai neplăcută despre sau de la o femeie mai tânără. Încercați să fiți ceva mai sincer și sensibil în comunicare, în discurs. Din păcate, mai puteți atrage și dușmănia ascunsă a unei persoane mai mature. Taur. Evitați să vă dezlănțuiți în cheltuieli mai extravagante, iraționale. Există și riscul unui conflict mai dur cu un prieten mai în vârstă sau doar mai vechi. Gemeni. Astfel vă prezintă cumva mai capricioși, superficiali și hipersensibili. În cel ce țin de profesie, vi se poate arăta un blocaj chiar destul de important. Rac. Nu ar fi indicat să vă implicați în escapade sau aventuri sentimentale mai controversate în această zi. Nu aveți parte de o zi indicată nici pentru călătorii pe meleaguri străine. Leu.
vi se pot ivi unele neînțelegeri sau chiar certuri în relația cu o prietenă mai tânără. Aveți și un risc mai înalt de accidente, deci fiți ceva mai prudenți. Fecioară. Puteți atrage dușmânia unei femei mai tinere cu un status social excelent. Fiți ceva mai ponderați și mai diplomați în relația cu șefii. În viața maritală vi se pot ivi unele divergențe chiar severe. Balanță. Aveți parte de o zi cam nepotrivită pentru drumuri și călătorii mai lungi. La locul de muncă vi se poate releva un conflict cu o persoană mai în etate. Scorpion. Astele vă relevă cumva mai de dat patimilor și pasiunilor romantice. Nu vă lansați în mari aventuri financiare speculative. Fiți ceva mai atenți și în relația cu proprii copii. Săgeător. Din păcate, aștrițile vă relevă o zi cam dificilă și fluctuantă în viața de cuplu maritală. Vi se mai pot prezenta și unele necazuri legate de o persoană mai vârstnică din familie. Capricorn. Ar fi recomandat să fiți ceva mai grijuli cu sănătatea. La locul de muncă vi se pot prezenta unele tensiuni în relația cu o colegă mai tânără. Fiți ceva mai diplomați, dar și mai pozitivi în comunicare. Vărsător. Fiți ceva mai sensibil, tandri și afectoși în relația cu persoana iubită. Din păcate, nu aveți o zi tocmai favorabilă nici pentru petreceri și distracție. Încercați să fiți ceva mai chibzuiți și moderați cu gestionarea bugetului. Pești. Puteți întâmpina unele probleme semnificative în relația cu o femeie mai tânără din familie. Nu este o zi fastă nici pentru schimbări de ordine estetic în casă. Încercați să vă mai controlați eventuale porniri egoiste, ursuze și critice. Duminică. Evenimentul celest principal este redat de trecerea din ingresul planetei Marte pe zodia Taurului. Acest marcaj astral ne vorbește de curaj, combativitate și vigoare. Berbec. Vi se pot releva unele pagube financiare. Pentru astăzi nu vă sunt indicate investițiile și plasamentele bănești. Vă mai puteți descoperi și potența și unele talente cu ism marțial. Taur. Vă puteți arăta cumva mai impulsivi, duri și irascibili. Încercați să vă controlați mai eficient pornile mai aspre și fiți ceva mai calmi, înțelegători și amiabili în relația cu cei din jur. Gemeni. Vi se pot releva unele probleme de sănătate mai serioase. Vă puteți resimți și cumva mai stresați și surmenați. Mai puteți atrage și dușmănia ascunsă a unui bărbat mai tânăr. Rac. Din păcate, vi se pot releva unele complicații destul de severe legate de planul dumneavoastră de viitor. Totodată, vi se poate ivi și un conflict cu un prieten cumva mai tânăr. Leu. Aveți parte de o zi cumva mai puțin prielnică sub raport profesional-social. Unele zvonuri nedrepte vă pot răni imaginea publică. Aveți grijă să nu intrați în conflicte mai serioase cu șefii. Fecioară. Vă puteți releva cumva mai radicali în idei și în concepții. Nu este o zi fastă nici pentru călătorii pe alte meleaguri. Mai puteți primi și o veste mai puțin pozitivă despre să de la un bărbat mai tânăr de la mare depărtare. Balanță. Vi se relevă un risc ceva mai semnificativ de accidente, deci fiți ceva mai grijuli. Căutați să evitați să vă îndatorați financiar major în această zi. Controlați-vă și tendințele autoritare. Scorpion. Din păcate, vi se preconizează un risc mai semnificativ de conflicte în viața de cuplu. Aveți parte de indicii cumva mai puțin bune și în cerere țin de mari afaceri, tranzacții și negocieri. Săgeător. Vi se pot prezenta unele probleme de sănătate mai însemnate. La locul de muncă vi se poate ivi un conflict cu un coleg mai tânăr. Vi se mai pot releva și unele dificultăți de ordin gospodăresc. Capricorn. Din nefericire puteți întâmpina unele evenimente mai dure în viața sentimentală. Totodată vi se mai pot releva unele dificultăți semnificative și în relația cu proprii copii. Vărsător. Vi se pot ivi unele mici conflicte în familie. Nu este o zi de bun augur nici pentru a realiza schimbări majore în casă. Mai puteți releva și o stare emoțională cumva mai turbulentă. Pești. Nu aveți o zi fastă pentru studiu, evaluări și călătorii. Mai puteți primi și o veste mai neplăcută despre sau de la un bărbat mai tânăr. Fiți și ceva mai diplomați, gentili și sensibili în discurs. Dragii mei, cam acestea au fost ca și interpretare în mare aspectele celeste astrologice pentru săptămâna lunii 3, duminică 9 iunie 2024. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și pentru interes și să nu uitați că astrele predispun, însă noi oamenii mereu dispunem. Vă mulțumesc din nou, la revedere!